Mașinile de epocă pun din nou stăpânire pe centrul Timișoarei pe 21 aprilie. În orașul de pe Bega va avea loc a cincea ediție a, a retroparadei primăverii. Manifestarea va începe la ora 10.30 cu expunerea mașinilor de epocă pe platoul din fața operei române. De la ora 13, șoferii bătrânelor doamne pe patru roți vor pleca în paradă, însoțiți de echipaje ale poliției rutiere pe principalele bulevarde ale Timișoarei, cu oprire la un restaurant din oraș unde se va desfășura șueta colecționarilor. Organizatorul retroparadei Vlad Capotez cu președintele filialei Timiș a Retromobil Club România estimează o participare de cel puțin 40 de vehicule istorice. De asemenea, în cadrul retroparadei va fi amenajat și un stand al singurului atelier specializat în restaurarea profesională de vehicule istorice cu prezentarea produsului finit, un automobil recent restaurat.